Da, Sergio, și dureri te mai mașină. Și durerea judecă ca de 27 ani, 2 ani, de când văd sub kilu. De când criminalul l-a ascuns de mine. 27 aprilie? Da, pe 28 aprilie, fix 2 ani și de când fata atașată era de mine, nu grăiesc nici glasul nu-i aud. Și de asta o Îmi numești. traumează zi de zi criminal așa, spune că eu ugrăjesc. E criminal, așa femeie e criminală. Trebuie izolată. Cinstit, statul român, în fix așa cazul, o pierdut la Curtea Europeană. Da, dar Similar caz. în cazul celălalt bărbatul sau o femeie, cine acolo a fost nedreptățit? Acolo a fost tata, au dus pe hotare copilul. Și 5 ani de zile nu i-a dat la mamă copiii. Și zi de zi s-a dovedit că el trauma copilul copiii psihic să nu-i spui mamă. El spune că copiii că mama e rea, că mama e șeie, că e că cazul similar, așa ei spune că eu am crescut copilul de sân, am fost tată și mamă. De la 4 ani jumate eu n-am acces la copil, că eu nu știu. Și e celul care și mă, și dă eu la nervi, te spun multe. Dar nu fac asta. Pentru că, cum, domnule, dacă una nu înțeleg, e dacă știu eu să de criminal, cum puteți să de copii cu mine minori? De nevoie, poate ai trimis-o, e obligat-o. Nu care nevoie că, să ai copil. Din nevoie, ai lăsat copilul în pericol și bă, și tu te duci din nevoie să ai stat, eu nu știu, să te împitre și ce fel din nevoie să lăsi copilul tău în pericol. Eu să înțelegeți, copil străin, e copilul, l-a făcut nu știu pe unii și nu știu cine, și l-a lăsat cu mine, dar eu sunt așa rău, puteți să lăsi copilul, e cu mama ei dreaptă în sat, tata ei dreaptă în sat, și l-a lăsat cu mine. Așa de rău și așa de criminal eu. A cine-i dreptul în cazul ăsta? E că eu asta nu înțeleg. Și nu mă ajungi mintea la cap. Cum așa? Ai ceva noutăți de la organele moldovenești sau acum dacă e situație de urgență s-o blocat și S-au judecăți și blocat anchetă tot și nu știu cum penală? am înțeles ei așteaptă să treacă ei granița și la noi în Moldova niște criminali și ei n-au dat conform convenției de la Haga acolo îi trebuie timp de 6 săptămâni cu chilul să ne aducă. Și legea asta e făcută pentru toți. Eu nu știu de ce tâmpiți în ăla. Și acum eu îngrijesc cu advocatul și ăla eu ați fac și dau din România în Italia să-mi dai răspuns legal că se pot ajunge la Curtea Europeană. Ei să-mi dai din care motiv nu-mi dă copilul și tot. Copilul să am documente că eu l-am crescut la 5 luni. Copilul cetățean a Moldovei. Și el ține Italia atâta timp. În baza la care document? Pentru că e mama și are Nu. custodie prin Nu-i ședință penală, corect. hotărâre de Legislația. instanță. Nu. Domnule, a studiat. De ce nu vreți să înțelegeți? Instanța au stabilit la domiciliul mamei în țară, nu în altă parte. Nu poți Da. să obligi pe nimeni să stea într-un domiciliu dacă nu se simte bine. Există libertate, dreptul la libertate și mama poate să meargă oriunde, inclusiv cu copilul. Mama poate să meargă, dar în mijloc e copil. Copilul. Apoi, dar cum? Lu mama nu încalcă drept, nu încalcă nici la copil drept. Așa pe unul, e acum, e te bine, eu știu ce mă râd. Sergio, Când dacă ești ai să te pe duci în Italia și nu o să te lasă să-ți vezi copilul, atunci o să fie încălcarea dreptului. Dar acum, dacă ne atașezi la București și vrei dar să-ți vezi Italia, copilul... pe ce să demonstrez eu? Cum pot să mă duc în Italia să-ți dă? Pentru și statul mi-o Te stabilit un duci grafic. cu carabinieri și zici, bună ziua, eu sunt tată, iată hotărârea de judecată, am drept să-mi văd copilul, vă rog să-mi asigurați. Sau la asistența socială sau la cineva. Și Numai că iar la acum, carabinieri îți prezinte dovada că vii să o omori. cum ți închipui? Cum ți închipui? Eu din Moldova mă duc în fiecare sâmbătă și duminică, văd în Italia copilul. Asta eu nu știu. Te muți acolo. Dar de ce eu? Dar de ce? Pe mine poți mă obligi cineva să mă mute acolo, dar Nu, nu plecat te vezi? obligă, atunci șezi și nu-ți vezi copilul. Dar nu înțeleg de ce Nu-i nu te las, corect, dar dar nu copilul... înțeleg de ce nu te lasă să-l vezi măcar la pe internet, pe Skype, pe Pentru că e Viber, pe Facebook. criminală, e criminală, e intenționat într-o mea copilul psihic. Nu spui, tată, ia ca motivul. Ia ca prin asta motivul, eu dovedesc, nu vin să ușir. Eu nici n-am ce și scaut eu la să mă duc să caut. Eu mă duc, dacă mă duc la instanță, la procuratură și dau și tot.
doi ani de zile asta nu e o zi, domnul Oleg, nu e o zi ori două. Și-ți vezi cum a fost copilul și-a l-a luat. Forțat, el ține cu mâine liste, ei ne apucă telefonul ca filmant, ne-l strică din aici. Și martorii și ei, nici unul nu a vrut de ei, odată îți fac, pentru telefonul nu era. Nimeni din martorii nu a spus cum copilul plângește în ei decât un eu. Mă ating că mi-ai arătat niște video, dar am mai văzut eu cazuri din astea când se intervine în forță cu executor, cu poliție. Iaca aici în România, nici într-un caz executorul, dacă copilul nu vrea să cunoască la ei. Aici legea lucrează. Și dreptul copilului de amă-i lege. Nici un judecător, nici un tâmpit judecător n-are dreptul să execute, să facă hotărâri pește drept copilului. Copilul are prioritate și în lege spune, este articolul 64 din codul familiei. Acum spune deodată, copilul de la 10 ani are dreptul cu care din părinți rămâie, până la 10 ani rămâne cu părinții pe care e atașat. Cum dumneavoastră vă închipuiți? El era atașat de dânsa, că odată legea ei copilul. Asta deja nu poate fi discutat, că e decizie definitivă a Curții Supreme. Doar dacă reușești cu revizuirea ce ai mai inițiat dumneata acolo, că prezinți noi dovezi că l-a scos, ilegal în din țară. În cazul copilului nu potrivă definitivă. Noi acum avem în rolă judecată la prima instanță, iar copilul se întoarcă. Până la o decizie nouă a instanței de judecată, ce a decis instanța de fond și Curtea Supremă, sunt lege pentru dumneata și pentru toată lumea. Cum lege sunt? Trebuie executat, e o decizie de judecată, când copilul stă cu mama. Cu mama, dar deși nu i-a dat, deși nu și-a de stat e. Pentru că nu are cu ce îl hrănească și-o găsit iubit în Italia. Dar pe ei trebuie ida copilul, domnule, e ca ascultă-i voi să spun. Sorța, fix aceeași istorie. Dar cum n-aș și... Mi-a povestit asta odată. Ascultați-mă mine, cu de supremă. Cum n-a atins o stăruit, la Curtea Supremă au fost la Isto, au fost și ei în instanță. Fosta lui soție îi spune la cei judecători. Copchii se idei cu dânsa, e vine cu bărbatul din Italia. Să fac o afacere în Moldova. E în 2010, au amăgit cinci judecători. Și cinci judecători au crezut-o. Și au dat copchii, dar e spus că e copchii categoric, nimeni nu-i dat. Deși nu înțelegi, nimeni nu dă niciun stat, nu dă copilul alt stat, generația tânără. Dacă așa o sfătuit-o șmecher să zică avocatul și i-a auzit și o convins instanța, n-ai ce să faci. Asta nu-i șmecherie, asta e încălcare, asta e mită. Ea poate să zică, am vrut să vin să fac business și n-am mai avut bani și gata, m-am răzgândit. Cum ai să demonstrezi că a fost declarație mincinoasă? Da, copchiul, lasă-l, copchiul, doi copchii, dispărțiți doi frați. Eu nu înțeleg. Înțelegi una, domnule? Și înseamnă din instanță șmecherii nu poți și bă. Poți fi foarte des. În cazul ăsta, ca să nu rămâi în stanța, categoric nu trebuie să dea ei copilul. În cazul ăsta, eu s-o cot așa, și bă logic, și nu încălcată legea, e o promis din gură. Dar când n-a dus și document care, depinde, până atunci nu-i dea și tot. Și e că așa și corect, ori nu? E și greu de prezentat un document fals. Pentru fals deschide dosar penal. Pentru asta ei trebuie să ai de multe să am ajut instanța. Deci ea și sora sunt criminale. Bun. Și dumneata ești bun și cumnatul e minunat. Dar că ați rămas fără copii. Eu nu spun că este. Domnule, cum gândiți dumneavoastră? Dacă am crescut eu copil la 5 luni, la 4 ani jumate, eu bărbat. Dumneavoastră știți cum a crește copil? Asta nu-i luat o găină și până în primăvară ai zborătăit-o și un pui îi iei și tare greu să crești când faci găină. Dar asta e copil. Dumneavoastră vă închipuiți când copilul noaptea scula și plânge. Poate îl doare burta, poate îl doare mama, îl pune pe chept și îl sâmpte. Asta nu-i criminală. Nu e că cum dumneavoastră o cătiți, nu-i criminală. 5 luni au stat copilul și după aceea s-a dus să facă bani ca să-i puteți crește ca amândoi. Care bani? Prin lege e obligat până la un an jumătate să-i dea sân. Până la un an jumătate când copilul începe a grăi.
Este așa. Ce... 6 luni se recomandă, dar nu poți să obligi nicio mamă și să-ți hrănească copilul la sânțit. Mame care rămân fără lapte imediat și crește săracul copil cu lapte praf. Yes. E ca domnul îmi place că înțelegi, așa, nu poți să obligi pe nimeni. Dar cum poți stai la o mamă de asta care nu o poți obliga, care leapă de pruncul nici nu de 6, dar de 5 luni? Și cum instanța îl dă? De ca asta e cel mai interesant. Da, pe să nu po da, cum e cum mă faci amuș arată, dovezi că eu sunt cel mai mare criminal. Cum e puteți să doi copii cu mine și nu-i sune? Asta e cel mai... Nici nu-i suna ultima. Cât 2 ani de zile nici nu-i așa când mi-au zis păsă 2 surori la fată. Și eu fata niciodată nu i-am spus că nu-i mamă. Eu spune că mama ta e ieșit la Italia. Nu e Mi-ai mamă și mama povestit mea. asta. Nu n-o vrut să-i streseze, poate de asta nu i-o sunat. S-au costat foarte mult, că avea venituri puține, zis că nici bani nu prea trimite. A, da, muși, nu vrei să-i stresez, dar zic, eu am crescut pe și nu spui tată, și spui lui Boșoroc, tată, dar nici nu. Dar mâine, poi mâine, ca una, și ne dă ni garantii că Boșorocul n-a zbată joc de copilul meu, dacă el e mai mare cu 30 de ani ca fostă soție. Asta se numește prezumția nevinovăției. Nu pot tratezi omul cu impresia că s-ar putea să fie criminal. Așa și pe dumneata putem să te purtăm cu cătușe, că ar putea să fii pedofil, că ai putea să fii Nu e violator, că ai așa. putea să fii hoț. Nu. Nu e Există așa. prezumția nevinovăției. Bine, dar cum moșneagul trăiește cu mama? Mâine pe mâine și copilul meu de 16 ani și moșneagul n-a sară la copilul meu de. Dar de ce sară? Ce e obligat să sară numai pentru că e moșneag? Dar pe cum să trăiește? El e bunelul lui mamă. Șapși. Cum și-a pus? Dar eu l-am crescut la 6 luni, am să-l protejez copilul. Nu și-a pus. Nu e că nu știu. Care om ar da copilul lui așa? El să-l crească de mic. Și țară este, domnule, că ca să nu înțeleg, și țară este așa, copilul să-l zburătăiești, după ce spune când șeri, când ești atât, să-l iei și să-l dăiești, categoric să nu-l vezi. Este o lege în lume, așa, ori nu? Dacă o decis Curtea Supremă de Republica Moldova, înseamnă că s-o bazat pe o lege. Și nu te-ai plâns la CEDO și n-ai demonstrat contrariu, e o lege. E ca una... Curtea Supremă aici nu e nică. Cum nu? Dacă au scos o decizie definitivă și au menținut hotărârea instanței de fond, anulând Și, că decizia Curții și, de Apel că care ți-a și, fost favorabilă. Cu că și. și, Că domnule, mama să crească copilul. Și cu și. Cu să asta v-ați crească în judecat, nu? țară, Nu, să eu nu crească... pot să obligi pe nimeni să stea în țară. Nici pe dumneata nu te-a obligat nimeni să ieși în țară. Ești acum la București, nu stai la Florești. Dar de ce este în lege, articolul 207? Ce scrie acolo? Scoate ilegală a copilului din țară. Asta e E dacă e răspundere. mamă, dar eu... Asta e pe răspunderea ei. O să răspundă de ce o scos ilegal copilul din țară dacă se demonstrează vina ei. Dar nu, dar cum, dacă este dosar penal, e pornit de. Păi, mulți au dosare penale și nu li se întâmplă nimic. Iau, Țuțu s-a întors în țară și stă în carantină acum, în arest la domiciliu, îți duci la trenerovcă. Tu nu a furat copil, furat bani, dar așa, dumneavoastră, și nu se zice, a furat copil și l-a ascunde intenționat, care l-a lăsat copilul 5 luni. Asta e, Dai eu nu copilul știu. ei. Dai copilul ei. Dar când l-a lăsat 5 luni, nu a fost la ei. Era al ei. Dar dumneata n-ai reclamat atunci când l-a lăsat-o. Înseamnă că ați fost de acord să pleci în Italia. Au fost de acord pentru copii, dar nu se pe urmă dispăsați copilul de mine. Dacă o găsit unul mai frumos acolo, ce să fac? Dar nu joacă ăsta frumos, treaba e cu viața ei și face. Copilul e să... Cistit, eu mă jur, copilul e ca să ne minte. Copilul așa cu mine. Și o decizie, asta nu înseamnă că legea pe ăsta. Sper să nu Eu să recurgi respect. la măsuri ilegale și violente, așa cum te-am auzit în discuția cu ea atunci la telefon. Sau la telefon, Domnule, prin Messenger. Crede-mă, te rog frumos. Eu sunt fost măs ilegal, copilul de mult trebuie să știu, ori și la că și știu în Italia. Păi asta, eu De îmi atâta, doresc, de eu atâta, sper asta că o nu să mergi copilul. numai pe cale legală. Eu nu apreau să-și merg. Corect, bravo. Eu m-am provocat că eu am hotărârea judecății unui ignorat copilul, că s-a demonstrat că i-a stricat intenționat, i-a plătit copilul, i-a fost i-a stricat. Eu am o hotărâre unui, s-a demonstrat că ignorat copilul, i-a stricat intenționat telefonul. Cine Eu am greșește, hotărâre... plătește. Nu că greșește, plătește, dar la noi sunt criminali și nu știi, nu te-ai convins că judecătorii sunt criminali. Sunt unii doar incompetenți, sunt unii corupți, Nu, criminali și Pico, mai dar fiți puțini. stăți incompetenți, domnule, cum puteți iei copilul atașat cu de mine, dar în lege scrie și judecătorii, nu știu câte ori să spun că să mă înțelegeți, eu am înțeles cât de ăsta, judecătorul numai dacă ceva, că
se încalcă un cod din lege, categoric nu trebuie să facă o hotărâre. În codul familiei, acolo spune alb pe negru, copilul de la 10 ani alege cu care de părinte, până la 10 ani rămâne cu părintele care e atașat. Gata! Curtea Supremă a încălcat legea. În cazul ăsta că... Și a doilea lucru, Curtea Supremă a stabilit în sat, în altă parte nu-i stabilit copilul. E că vrea, e poți vrea multe, dar e un copil. Și copilul are a doilea părinte. Și lege scrie, fără de acordul meu, categoric că nu poți trebuie să iei cu traiul copilul în Italia. Sunt doi copii și unul e al ei și decide ce vrea ea, celălalt tată lasă să implice dacă vrea. Și al doilea copil i-a fost dat singură. Ei în custodie. Ea trebuie să crească al doilea copil. Așa a decis instanța supremă. Și a revederci, cum se zice rusește. Când eu nu știu, ori eu stâmpit, ori eu nu știu. Ori mă faci și dumneavoastră tare stâmpit. De ce ne-a făcut grad cu cealul meu stabilit din revederi cu copilul? Pentru că erați în același sat și aveai dreptul să-ți vezi copilul. Dar dacă nu ești în același sat, a revederci. Ce... N-am dreptul să văd copilul. N-am dreptul să văd copilul oricum. Ai dreptul. Pe internet sau în Italia. Dar de ce e că articolul 58, mă atingă, acolo eu sunt obligat prin lege și ei, și eu o scris, la Curtea Supremă o scris că n-are dreptul nimeni, ei intenționat, ei știe că am ajut Curtea Supremă. Și acolo și-o spus, și este, e ca când ne-am întâlnit, eu că cu mine hotărârile, și unii o scris e la Curtea Supremă, că nimeni n-are dreptul să ascundă copilul de tată, frate, surori. Dar ei acum, 2 ani de zile, ascunde copilul. De ce nu vă scrie cum eu pe dânsul o amenințez, dar nu vă spune că e ascunde intenționat, eu nu știu copilul, știe limba maternă, care eu învățam și limba crescută 4 ani jumate. Nu e obligat de nicio lege să învețe limba maternă. Da, e obligat să ții copil acolo, da. E obligat să aibă grijă de copil. Dacă se demonstrează, constată autoritățile italiene că nu are grijă de copil, poate să o priveze de drepturi părintești, poate să adreseze la autoritățile moldovene să zică, ia vedeți cu unitatea copilului să vină să aibă grijă. Dar și are autoritate copilul cetățean al Republicii Moldova și are autoritatea italiană cu copilul meu. Și este, vă spun, convenția de la Haga, acolo e spus negru pe alb, n-are dreptul, timp boli din țară să ducă Italia și Italia să-mi spui necăie trebuie și copilul nu. Italia la săi cetățenii Italiei, dar nu copilul meu. Copilul meu e cetățeană Republicii Moldova. Legea e încălcată de-am. Eu scos copilul ilegal din ăsta, l-a dus, intenționat l-a ascuns. Când? Italia participă la furt, dacă nu de copilul. Când procurorii o să demonstreze asta în instanță și o instanță de lege, o instanță definitivă, o să decidă că i-au încălcat legea, atunci o să ceară Italiei să o trimită în coașe ca să răspundă în fața legii. Poate că abia atunci o să... Domnul Oleg, dar piese hotărârea de la Florești, unii ei obligat și e definitiv, ei obligat să-mi dăie sâmbătă și duminică copilul. De ce o obligat dacă e Italia și știu că e Italia? Dar ei obligat, ei sunt hotărârea definitiv, unii ei obligat să-mi dăie sâmbătă și duminică. Eu nu înțeleg asta. Eu nu știu, stâmpit, eu nu înțeleg de nici o fii. Cum puteți să o obligiți, știți? Eu am o judecată, că se întrebi un advocat, dacă e bun. Amu este așa ceva. Da, este decizia Curții Supreme, amu, eu am probe destule, că ascunde copilul ăsta. Prima instanță trebuie să duc copilul înapoi în țară, să dă la psiholog și să vadă copilul cu cine zreie. Și cu hotărâre nouă, prima instanță, măcar să este Curții Supreme. Dacă obții revizuire... Dar Curtea în a copilului nu e nică. Pentru că Curtea Supremă s-a uitat și ei s-a acolo, fugitiv și-o. Ei nu au cântărit, dacă Curtea de apel o văs încălcările care au fost. Pare rău. Și eu când mă uit la comentarii așa, niște tâmpite scrie, că nu uite domnule că el e bat, că el e ăsta, multe ori mi-au trânat tâmpit, așa o tâmpit nu mă pot scrie că eu zupat. Na, oamenii se grăbesc să judece omul după cum se îmbracă, după cum arată. Oamenii sunt primitivi cel mai des. Domnule, așa cum eu. De când eu luat copilul la un an de zile, eu așa serenie o mare. Eu așa o mare, cum o faci, eu așa serenie o mare, că nu ne-a dat viața. Eu nu dorm noță, dar și copilul și ala. Copilul atașat de mine, dumneavoastră înțelegeți. Zi de zi, și poți să spui, tată, copilul mi-a rămas în numărată ca cu plânge că e vrea cu tata. Și de jandarmul la capul meu și de executor judecătoresc, așa copilul a fost luat.
și te duce nu-l văd și are, îți spui mie că are dreptul. Iar are dreptul numai pe zvânt, îți dai curuie cu idee, dar copilul are tată. Și n-are nici un drept Are să-ți și iei tată, traiul. are și tată și mamă. În lege scris de tată, copilul, dacă e intenționat, l-a dus, e demonstrat că e maritată cu ăsta, și o trebuie, de ce statul nostru nu vrea să ne ducă copilul? În lege este ăsta, este articol 200 din penal. O Scoatere să ilegală cu adresez, copilul, o este să adresez la 807, CEDO este în baza, 807. la CEDO o să adresez în baza Convenției Europene și a Convenției de la Haga și să Aș vedem mă cum o să adresez, demonstrezi. dar trebuie să merg tot de mărânțelul. Acum ne întrebă răspuns legal de la italieni. Deși tâmpiță din Moldova nu-mi dau răspuns legal la italieni. Răspuns legal îl pot ataca. Nu-i. Înseamnă că eu l-am dat bani și nu a dat la Italia. Italienii nici nu știu. Un răspuns e răspuns, nu e un act decizional ca să-l poți ataca. Un răspuns e răspuns. O să zic, ia că există, trăiește acolo, în bază legală sau ilegală și atât. Apiaca, și eu cu răspuns și ăla mă duc să l-am judicat acolo. Și eu ține copilul meu ilegal acolo. Cum posibil? Legal categoric nu posibil. Pentru că fără consențământul meu, e n-are drept să iei nici la grădiniță. Pentru ministerul nostru, ministerul Italiei, este un este fără de doi de părinții, n-ai, nu poți să dai la școală. Dar cei care au deschis dosar penal la Hâncești, de ce nu îi trag la răspundere și pe grănicerii care au permis să iasă? Poliția de frontieră care au permis să iasă fără acordul celui de-al doilea părinte. Eu șed mă spate să ne uiți pe pașaportul român. Și eu să mă apuc și de deși de acolo. Dar deși de acolo eu cistit. Eu îmi dau viața, dar ascot. Ascot tot la ideală. Nu a avut dreptul nimeni să iei copilul care l-a crescut de la 5 luni. Deși atunci când l-a lăsat de 6 luni s-a gândit că e mama la copil. Deși dacă eu eram așa rău, l-a lăsat copil, mama, ea, trăiește la 50 de metri. Nu te mai repeta, ai spus asta și alte dăți și chiar azi ai mai spus odată. Eu zic să te calmezi, da, că da, e mâini, că e oră târzie și mâine ai de lucru. Sau nu, mâine e weekend deja și nu mai lucrezi. Nu, weekend, da, mâine și pui mâine. Ok. Oricum ești, ia mâini, că dacă o să plângi sau o să te enervezi, nu o să ajute mare lucru. Fii calm și nu, te rog, numai pe cale legală. Trâmpită, scrie că eu o amenințez. Dar ce nu s-o gândit dacă așa o amenințez să ies doi copii cu mine, dacă așa ești de rău? Poate atunci nu era așa de rău. Nu, dar poate, nu cu posibil poate, domnul Oleg. Poate să duc, poate duc la biserică să roage în fața preotului, dar nu așa, poate, nu poate. O pus în balanță și o considerat că poate să las că are încredere. Domnul Oleg, la instanță trebuie să nu-mi bage bani la noi în țară. O n-ai băgat de unde bani, știi, n-ai, nu eu poți demonstra că o băgat bani. Dau viața dacă noi o băgat bani. Nu poți demonstra că o băgat bani și prezumtiv ești nevinovat. Este hotărâre ilegală. Nicorici a făcut hotărâre nu ilegală. Nu a anulat nimeni hotărârea lui Nicorici. Eu a anulat o dată curtea apelul, de apel și după aceea curtea supremă a restabilit. Apelul a știut atunci. Când eu atunci trebuie să la apel, să dă-i la rejudicare, la prima instanță. Eu n-am știut că cei mai mari greșeala mei care a fost. Eu n-am știut, amu știu de-am și ei încălcat legea, așa se demonstrează și nu ne rușine. Curtea Supremă cu Schedeau au fost implicat. Curtea Supremă a făcut o hotărâre ilegală și judecători. Au încălcat articolul 64 din cod familie. Și acolo scris negru pe alb, copilul a atașat de mine. Deși nu lasă-mi de ei, dacă îmi dă Curtea Supremă probă de la psiholog, copilul nu era atașat de mine, și eu cer scuze, ce e ăsta, și le pup șoarele. Deși, în și bază s-o ăsta, la un judecător și judecător, ce eu fost psiholog, eu demonstrez. Curtea Supremă nu cred că examina fondul cauzei, o examina doar dacă s-au respectat procedurile. De regulă, la Curtea Supremă nu se examinează iacă mărturii, prima probe, expertize. Expertize în prima instanță trebuie prezentate. Prima probă care Curtea Supremă trebuie să tragă atenția, trebuie de la psiholog. De la psiholog. Deși asta lege deodată, trebuie psiholog, deși e copilul atașat. Articul 63, articul 64. Acolo scrie negru pe alb, copilul cine, cum pute și judecătorul și psiholog spui că e atașat de mama și de la mama? Bun. Ce fel de decizie poți facă? Eu o să spun că e n-avea și zbaza. Acum, e că eu am cu dânsa, e inontis și încă ne întinde, mă mar, trebuie și bea ședința. Și la ultima ședință, când am fost eu la judecată, advocatul meu care statul ne-l-a numit, îmi spune că el e de acord cu mine. Înțelegi, nu?
Și asistent social tot e de acord cu mine. Înseamnă că eu eram avocatul lor. Domnule cinstit, eu știu și grăiesc. Încălcare doamna Nicorici, nu ni rușine. Judecătoarea la Florești a încălcat legislația, a făcut o hotărâre ilegală. Curtea de apel, eu anulat-o. Eu n-am știut atunci, nu știem încă că trebuie să șerg la curtea de apel la rejudicare. Și atunci aveți și lege. Dar eu dacă spun la Supremă domnul Guțu, advocatul ea, are pe un șinor, pe un nu știu acolo lucrează, și că cum o măs, eu dat și legul ea. Și o măs pe capul la copilul meu. O măs pe capul, eu nu mă tem, o măs. A fost dreptul copilului, advocat poporului sus, dreptul copilului deamă în lege. Cum așa e? Eu, mă nedu, mi-a spus, eu a vrut l-a luat sudul. E pe dânsă nu ține nimeni, dar copilul are ambii părinți. Fără acordul ne nu puteți scoate în boli copilul cetățean Republicii Moldova. Все. Și aici e punct și mare. În categorii că nu au drept să scoate lucrul copilul în altă țară. Bun, Sergiu, așteptăm decizii de judecat care să-ți dea dreptate. Aștept că dar trebuie să dau la aici, să vedem. Adică, da, eu cistit, eu nu, eu trăiesc pentru copil. Și copilul cistit, nu a rămas mult. Copilul și cu mine. Să vedem, să ne transmit cât poze, cistit, cartolii. Eu tot ce are și ei povești. Bun. Pentru că eu puteți spune, eu odată, las demonstrez că am bătut eu odată. Sper că nu are probe. Ei n-are, dar trebuie probă de la asta. Dacă bun, Sergiu, ei ne noroc. Spune că copilul aici și face copilul și eu poate mă nervez și spun asta, nu înseamnă că eu fac așa. Ai grijă nici să nu vorbești despre așa ceva. Bun, nu de asta eu nu mă cistit, eu nu mă tem de asta. Eu am fost unii de metei cu puța cracanată. În Italia eu creștem doi copii. Eu am și demonstrat. Ea să-și pui, dar să mă scrie ești aici. Să-și pui, dar poți și le curu gol și el cu doi copii minori acasă. Era, ce înseamnă asta? Și zice, spui ea tu și cu... Încerca să consoleze, ca să nu și tare dor. Domnul Oleg, eu nu mă bazez în... Eu am tot strâns, tot. Este strâns. Bun. Eu am crescut copilul cel mai mare că eu am crescut. Bun, dar ai... Noroc, e târziu, da, noroc.